Schimbi tot timpul când înțelegi despre ce e vorba, simți și așa vindeci. Asta e darul tău de a schimba, tot timpul de a schimba, dar le treci prin tine, asta e. Le-ai trecut prin tine. Acum ai înțeles că poate fi special cineva a gândit-o energetic, concret că are o formă sau nu, vezi mai departe, ca să treci totul prin tine, da? Ca să înțelegi și să schimbi. Acum înțelegi că poate fi și asta și accepti, nu chiar tot să treacă prin tine, poți să înțelegi și de la distanță, nu mulțumesc, da? Nu vrei să guste, ia gustă ceva, mi s-a stricat mâncarea, cum crezi, s-a stricat, ia gustă, adu-ți aminte cine ți-a zis, ia miroase, da? Nu mulțumesc. Înapoi în viitor, ai vizualizat, n-ai gustat, nu ți-a spus nimeni așa ceva, n-a îndrăznit nimeni. Da, e dur, e interesant. Nu mai e atât de frumos, dar e interesant. Bun. În oglinzi se schimbă, da? Multe. Cum ai înțeles ceva că-i, da? Se schimbă imediat. Nu se mai întâmplă așa cum a fost. Și în lumea ta, aia am zis, se personalizează. N-are nimeni nicio treabă, nu poate să răzbată, să, da? Să se bage, să afle, să... Tu conduci, tu faci și dregi, da? Ai ținut până acum canalul banilor închis? Da. Da, uite cum s-a ascuns. Da, a fost magic. A fost magic. Și magul e răsturnat acum. Acum e în chir de guri. Dă în mag. Nu știu de ce îmi vine el. Da, și tu ai puterea. Forța fie cu tine, vezi? Nu știu de ce tot îmi vine el și când mă uit la fetele cu ghiocu ce se mai face în lume, e ea, știi? Înseamnă că se ascunde după energii feminine. E mag, spațiu. E bărbat. Da? Bun. Poate în lumea lor e o ea. La tine tu știi ce e, cum e. Știi, simți. Nu poate nimeni să zică că e așa sau altfel. Gata. Da? Am înțeles ce m-ai întrebat. Dacă spui așa și se întâmplă și ea că pornește o nebunie în lume. Nu, dacă spui, e un fel de... așa a fost în 3D. Ții în lumină tot. Yeah. Tot ce s-a furat de la tine la ceilalți oameni, cine ce-a furat, nu, ei nu pot să-și schimbe între ei. Oh my God, trebuie să schimbăm între noi, să creadă pe ălălalt, pe aialaltă. Nu. Tot ce s-a furat se strică. Dar nu se strică la să păcălim și să ducem dincolo, să luăm televizorul și să schimbăm cu la vecini noaptea, da? Și să aducem televizorul lor și lasă să strice la el. Nu. Energiile se schimbă după om, nu obiectele. Înțelegi? Cel care a făcut energie dinăuntru, care a lucrat și a făcut, dacă are și formă, începe să-i se spargă, să-i se strice în casă. N-ai ce să faci acolo, cel care a făcut. Păi și dacă eu stau în familie și casa mea și copiii mei au făcut... Da, două cuțite îi baci și cupele răsturnate. Au făcut copiii și pătimesc și eu? Nu, tu n-ai nicio treabă. Tu în lumea ta ești, da? În cămeruța ta, chiar într-o casă dacă sunteți, în cămeruța ta, chiar dacă aveți o intrare împreună, pe o portiță intrați, în lumea ta, când tu energetic, ai un scut, da? Ai făcut separat, așa, când ai înțeles, te-ai trezit, te-ai renăscut un mag, așa, te-ai închis în scutul ăsta energetic, după aia ai înțeles ce, cum, unde, da? Ai început să vindeci, să healui, ai deschis scutul, ai băgat în scut toată familia, acum înțelegi ce și cum, iară,
câteodată, din când în când, când înțelegi cum e. Era faza cu oglinzile. Da, eroare era. Eroare era când înțelegeai că trebuie să fii iar cu toată familia. Pentru mag e eroare. Da? Cât de minunat n-ar fi familia minunată și mergi mai departe la două de cupe. Bănuții ți-au apărut imediat. Tot 10. Da. Când ai înțeles. Sunt proiecții în jurul tău, sunt proiecții, spațiu. Poate în jurul altui mag nu sunt proiecții. Da? Fiecare e de pe altă stea, de pe altă planetă. Înțelegi? Dinăuntru tău te naști dintr-o stea. Tu dinăuntru tău te naști dintr-o stea, nu din stele. Dar e frumos, da? Steaua căzătoare, ai fost tu aia, norocul aduci pe pământ, te gândim, da? Tu dinăuntru tău. Aici, uite, mi-a și apărut ca o stea. Am vizualizat-o. Și nașterea e dureroasă, dai seama, cum e steaua? Are niște colțuri, da? Luminos, energetic, puternic. Când te naști, tu rupi din tine transformarea organismului, da? Și te-ai născut. S-a născut o stea, nu? Acolo. Tu te naști, tu din tine te naști. Ești o zodie, o specie specială, da. Da. Și ai băgat situația în 7 de cuțite. Ai văzut? Da. Era răsturnat, era în oglinzi, da? Intervenție divină. Se rezolvă. Intervenție divină. Curățate, vindecate. Tu ești din alt aleaj, am mai zis. Tot ce e pământesc pentru tine e ca cineva venit de pe altă planetă și faci, wow, te uiți așa ca la, dacă am văzut niște secvențe cu extraterestrii pe pământ, cum se bucură extraterestrii că au apărut pe pământ, au ajuns pe pământ și se uite la plantuțele de pe pământ și la oamenii de pe pământ. Fără nicio emoție, se plimbă. Ca micul prinț, da? Micul prinț îmbrăcat într-o idee, imagine, gen extraterestru. E micul prinț, da? Saint-Exupéry. Știe povestea, toată lumea? Cum făcea cunoștință cu pământul. Copilaș. Fiind. Nu știa de ce și cum. I se arăta tot felul. Da. Ai înțeles multe, ai lămurit multe, ai dat jos situația care era în judecata, un fel de judecată de apoi, da. Ai răsturnat-o, da? Și bănuții îți vin. Uite, când e agățată în pom situația, da? Omul nu știe ce să facă, omul nu înțelege unde e, e cu pleazna pusă, nu? Da? E agățat în pom, e invers. Da? Săritură cuantică și toată lumea e invers. Nu înțelege ce se întâmplă și începe să lucreze, să măgească, să lucreze cu energie, să se sperie, să facă cruci, să facă lumânări să aprindă, să bă cărțile cu ghiocul, să nu știu ce. Da? Nu înțelege ce se întâmplă, să duc banii. Ești agățat în pom, punct. Nu e treaba banii. Tu, omul imediat începe, sănătatea și banii se duc nu știu unde și nu. Trebuie să înțelegi cum stau lucrurile. Să lămurești, să treci pe drumul cunoașterii fără nicio ezitare. Da? Și după ce te-ai scos, te-ai dezagățat din pom, neștiind. Da? Erai moderat în toate. Neștiind ce făceai. Banii vin de sus.
toți care au căzut când ai fost răsturnat, răsturnată, nu te interesează, se întoarce la omul ăla, nu se întoarce. Să se întoarcă e un fel de înțelegi dacă ești ok pe drumul tău, dar proiecții. Da? Încă o dată, omul în lumea lui e bine mersi. Tu trebuie să înțelegi niște lucruri și atunci e un fel de bumerang pe care ce-ar însemna, ăla a pățit nu știu ce aia, florile s-au ofilit că mi le-a furat de la mine sau știi, chestii din asta, băbești. Și bănuții, uite, vin înapoi în buzunar. De unde? Din... În primul rând, bănuții vin înapoi în buzunar, e mulțumirea și cupele pline de bunăstare le simți. Chiar dacă nu ai nu știu ce, păi cum bunăstare dacă trebuie să-mi iau vopsea, să-mi vopsesc, uite, acolo să... Da? Dar te simți așa de bine, nici nu mai contează. Vopsesc azi sau în altă zi, am bani de vopsea aia sau nu știi? Întâi echilibrul ăsta se simte. Și după aia se deschid și vin bănuții. Am mai zis, întâi pe simțite era. Simte, simte unde ești, da? Și uite acum îmi vine că și asta putea fi făcut, să fi făcut, să fi fost magic. Da? Magul care face drege, știe cum, da? Și în lumea trecută a avut tot și acum sare și zice, ia să-mi iau eu înapoi, dar repede. Bănuții și tot, tot, tot. Ia să-i bag un pic pe toți în zâza băza. Pentru că poate, pentru că e câmpul lui energetic. Da? Da, dar nu se gândește că s-a trezit ălalalt și îl pleznește de ea și ce, și ce are aici, nu numai ce a avut acolo. Înțelegi cum merge? Te gândești de două ori când ajuți omul, nu-l ajuți ca să cere înapoi. Dar e programelul... ți se întoarce. Ce faci, ți se întoarce. Și tu aștepți material, să zicem. N-ai treabă, ești mag la alt nivel, urci. Dar acum simți nivelul magului din 3D. Da? Acolo ești slalom printre energii. Nivelul magului 3D, programelele, ceea ce dai, ți se întoarce. Sau nivelul de mai sus, care încă se... până se ancorează. O faci din... pentru că așa simți. Da? Îți vine un nod în gât și așa simți. Și ajuți omul pentru că așa simți. Energetic. Da? Îl ajuți energetic. Și nu aștept să-ți vină înapoi. Pentru că îți vine înapoi nu de la cel pe care îl ajuți. Culmea e. Nu schimbi regula jocului. Am înțeles ce ai zis. Am auzit. Și urci în level up, da? Urci în vibrație, în lumină, da? Și ești în vibrațiile de lovers, de îndrăgostiți. N-ai treabă. Acolo. Omul, programelul vechi, aștepta de la ăla care m-a jăcmănit, ăla să vină să-și ceară iertări, ăla să-mi aducă înapoi. Cine să-ți aduc? Cine să-ți ceară iertări? Tu ai sărit în altă lume. Ai văzut ieri, când ai apărut în familie, să zicem, beculețe solare, le aveau ai tăi, da? Ai sărit în altă lume, beculețele solare nu mai sunt, tu le-ai văzut ca mag, cum s-a transformat, că tu ești mag, da? Ți s-a arătat un fel de egal cu furt, să zicem, sau egal cu energetic. Furt energetic, omul nu are treabă, omul știe să facă sau nu, am mai zis. Egal cu tot felul, ți s-a arătat, da? Beculețe, fix beculețele alea, da? Și n-au mai mers. Și le-au aruncat, da? Dar tu ești în altă lume unde... omul poate că nici nu a auzit, nici nu a văzut așa beculețe. Wow! Da? Are altceva solar. Și tu te-ai dus ieri și ți-ai cumpărat niște beculețe, neștiind că s-alea. Le vedeai altfel, le vedeai colorate, da? Și le scoți de acolo s-alea.
E un fel de zăză-băză energetică să crezi așa, să crezi pe cineva, să crezi că ăla a făcut, aia a făcut, tu sari într-o lume în alta. Dar trebuia să treci și prin că mi-a făcut, m-a nenorocit, m-a dat că-s energiile, ții în lumină, dar înțelegi cine ești, unde ești. Și zăză-băză, și zăză-băză poate fi să-ți, ca acum odată cu, de? E zăză-băză să zici asta, energetic. Îți induce mental, uite, simți imediat drogi state și te induce mental în a spune așa ceva. Că omul n-a luat, omul n-a, știi? Sunt toate, sunt împreună, le ții în lumină. Toate le ții în lumină. Toate. Și acum nu ți, ieri era, ți era clar, domnule, am urcat undeva sus, unde, nici nu mai contează ce a făcut, da? E un fel de egal cu l-a iertat, a iertat-o, da? Și acum ești coborât înapoi să mai clirui până acolo, până unde ți-e egal, un fel de, domnule, a făcut, a făcut, e pe moaca, pe inima lui rămâne, a ei, ce a făcut. E atât de puternic bumerangul, da, cu pele pline, toate ți-au venit. 10. E omul, dacă a făcut-o sau o face și nu știe să lucreze cu energiile, îi vin lui și vine dur, îl răstoarnă, îl dărâmă. Da? Ce să mai vii și tu încă 4 cupe? De la cel care tu simți că e. Lucrează, nu lucrează, asta face magul. Și energetic echilibrează totul pe pământ până omul se trezește și face și drept. Și dacă nu, am înțeles ce-i întrebat. Și dacă nu se trezește, înseamnă că are un drum, da, iarăși, roata vieții, merge mai departe. Înseamnă că are un drum mai anevoios. Îl înțelegi, îl vezi, nu are job, nu are, miroase a băutură tot timpul. Nu că ar fi rău să miroși a băutură. Știi ce? Înțelegi ce zic? Înseamnă că are un drum anevoios. Și tu ești magul care ții echilibru și nu mai dai și tu un cap, pentru că și am înțeles ce ai zis. Și asta poate fi manipulare din partea magului. Am făcut ce am făcut, lăsați-mă în pace că mi-e... Da? Nu te intri în drug state acum... Tu te auto-proclami cleaner. Da? Asta simți, asta faci. Că îți induce cineva ca să faci tu asta, că omul nu mai rezistă, magul nu mai vrea, nu mai poate, de secole face asta, ai partea a doua. Bine că ești tu așa disponibil, disponibilă și îți place. Atâta timp cât îți place, faci ce îți place. Da. Da. Luptătorul care zalele. Deci e luptătorul care zalele strălucesc mai mult decât ceea ce face. Da? A făcut-o doar pentru să audă lumea de el, de ea. Să audă lumea. Să îl vadă, să o vadă, să fie, da? Dar nu pentru ce e menit. Și atunci nu e menit pentru așa ceva și îi se ia. Un fel de îi se ia darul de cleaner și face magul. Oh, și foarte bine că mi s-a luat. Da. Știi? Fiecare cum... Da, diavolul. Și-a băgat condiția. Își bagă codița acum în ce simți, da? Și se echilibrează. Tu vezi-ți de treabă, tu trebuie să le spui, tu le ții în lumină așa. Ce spune, doamnă, că ne-ați înnebunit? Ce vorbiți acolo? Să mă explice, să-mi explice cineva ce spune femeia asta, da? E ceva ce trebuie ținut în lumină, vorbit, spus, auzit. Energetic, dacă mai intră cineva, se uită. Energetic, o clipă ține în lumină, da? E un fel de se clearuie în om
de ce nu are nevoie, fel de zâza-băză. La tine tu simți așa, la cel care se uită, se clirui ce are ale lui și tot așa. Asta se întâmplă. Da. Da, ți se răstoarnă turnul ăla de probleme. Da, ți se răstoarnă turnul de probleme. Am răsturnat și cărțile aici care le-am pus la parte. Ai văzut? Hai, săptămâna patimilor, ți se răstoarnă turnul de probleme. Dar cum se răstoarnă? Le vezi, le simți, îți dai seama. Uite, ai intrat în Droghi State, da? Și ții în lumină Droghi State. Ce înseamnă Droghi State? Tu ai darul de a simți și tarotul. Un mag adevărat nu o să conducă o mașină personal, o să aibă șofer. Pentru că clipă de clipă intră în tarotuie, simte, poate fi la un moment dat beat, pentru că ține în lumină zi, acolo ești, da. Ține în lumină learva beției sau dihania beției. Da? Păi și ce, nu? O gură de vin acolo, o gură. Hai să vezi pe parcurs, da sau ba, ai nevoie sau nu. Și așa se cliruie. Și după aia nu mai ai, în lumea ta nu mai ai așa ceva. Chiar dacă se vinde și arată super tare și vrei să guști, nu mai ai în lumea ta, da? Rămâne ca o sticlă cu băutură, rămâne ca o... N-am crezut în viața mea că o să zic așa ceva. Cum adică să nu bei un pahar de vin bun și un... Da, ce chestie. Uite cum îți vin bănuții, pentru că înțelegi niște lucruri. Că e ceva mult mai interesant decât să fii beat, pleaznă și să nu înțelegi ce și cu ce e vorba. E un fel de umbli beat și toromac, da? Și cheltui bani pe băutură și îți piși banii, un fel de... Sau mergi pe drumul cunoașterii și beția aia, oricum o simți, dar ești... S-a schimbat? Denumirea e alta, nu mai ești bețivul, ești magul care curăță, cleanerul. Înțelegi? Tu alegi cine ești. Schimbat percepția și îți pui mâinile în cap. Cine ești, de fapt? Dar nu, când auzi omul, nu pun gura pe băutură, nu pun gura și iese din mașină, da? Experiență personală. Dintre ai tăi, iese din mașină și putea băutură de, nu te poți apropia de om. Și zici, măi, tu ești beat? Da, în familie, să știți, să lăsați omul în pace, că omul nu e beat. Și n-am, bă, ești nebună, eu nu urc la volan beat. Mie mi se iau, păi am permis de conducere pe MIG, pe avioane, pe rachetă, ești nebună, cum să... Da? Și de om se ține și îl zăpăcește o larvă, o bestie bețivă, care a aruncat cineva pe el, pe ea. Și tu simți. Și cum clirui? De la mine aici, de aici, dă-mi mie. Nu faci dă-te de aici, da? Dă-mi aici, dă-mi. Și o rezolv, dizolv. Și simți... Aia ce ziceam eu cândva cu magul alege să cliruie sau să își bată joc de lumea din jur. Știi ce zic? Clirui și mergi mai departe sau lași să ai bestia în tine și să-ți bați joc de lumea din jur? Cum? Te oprește, ești, conduci, da, la volan și te oprește poliția să verifice ceva, da? Și la un moment dat simte miros. Și până apucă să zică, domnule, ați băut sau cum? Că ați deschis geamul să dați actele și a duhnit. Și până zice
polițistul așa ceva, eu am mai zis, am înregistrat. Fii atent cum, zici că-s beat acum. Și ce oră e? 8. Da. Clear-ul, clear-ul. Drogiste. Și zice polițist, face, îi aruncă pe el bestia. Și polițistul, după ce a dat jos șoferul geamul, să-i zică, domnule, bă, zice, cred că am amințit, cred că am băut, mă scuzați? O lași larva pe polițist și pleci mai departe. Nu mai faci din asta. Da? Este la alt nivel. Mag negru de alt nivel, care se distrează pe așa ceva. Ai înțeles, te-ai distrat, ai văzut, ai simțit, poate că ai și făcut și mergi mai departe. Nu rămâi acolo. Nu e în asta. Ia să vă păcălesc eu, să vă arăt eu cine e magul pe acest pământ. Ia să mă duc eu în viteză să trec și să mă oprească poliția. Da? Și să-i fac, să-i las mangă și să merg mai departe. Nu merg. Ține în lumină așa ceva. Urci la alte. În rang urci. Da, acum semeni cu cineva dintre ai tăi, treziții tăi. Ești din acum ai drogi state. Când ieși din ca să, nu-ți, să nu te doară căpșorul, da? Ieși din mintea colectivă a treziților. Că și aia era setură cuantică și acum ieși. Da, un pic simți plexul solar, un pic ți vine să... Nu o simți acum, ai să o simți într-o zi, să știi de ce. Ți vine să vomiți, da. Știi? Ți vine să vomiți când cineva a pățit ceva în șantier, n-a avut cască, i-a căzut ceva pe cap, da? Și omul, da, a avut comoție. Și ți vine să vomiți. Ei, comoția înseamnă... Se schimbă punctul de... De trecere, frontier, da, da. Punctul de, la, de sprijin a pământului tău, dinăuntru tău, da? Se schimbă. Când ești în drogi state, acum e la alt nivel și altfel. Altceva înseamnă, nu e băutura sau... Da? Ok. Da. Ai răsturnat ceva. Se juca copilul de ceva, ai răsturnat din tine. Se juca de a, hai să fim ăștia, să facem, să gimbușlucuri să facem, da? Faci gimbușlucuri, dar la alt nivel și atunci e altfel, vezi lucrurile. Te distrezi numai, îți dai seama unde e, cine e. Îi simți, da? Tu tarotul e acum, tu simți cu ce se ocupă lumea, ce magii face, da, intuiția. Intuiția e debordantă. Tu tarotul e acum cu ce se ocupă lumea pe pământul tău, în câmpul tău energetic. Ce faci? Ai, 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 ai. Ca o mamă bună, ca un tată bun, cine cum ascultă acum. Ai, 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 da? Bun, distrează-te. Până urci în vibrație și înțelegi că... ce trebuie să faci. Ok.